Peste 5.000 de dascăl buzoieni vor primi câte 700 de lei, sumă dedicată achiziției de materiale didactice și participării la cursuri de formare profesională. Sumele provin dintr-un program finanțat cu bani europeni. Este vorba de pregătirea profesională a cadrelor didactice, în sprijinul cărora am venit cu o sumă de 150 de euro, respectiv 700 de lei, pe care aceștia îi vor primi în perioada imediat următoare. Acești bani provin din fonduri europene rămase necheltuite din proiectele anterioare. Acest proiect trebuie implementat până la sfârșitul anului școlar care urmează. De aceea aș vrea să fac precizarea că pentru decontul acestor bani nu este nevoie de acte doveditoare, respectiv chitanțe sau facturi. Pentru bursa în valoare de 150 de euro, dascării nu vor fi nevoiți să deconteze suma respectivă, ci doar să completeze un formular în care să raporteze cum au cheltuit banii și în ce măsură materialele achiziționate îmbunătățesc actul educațional. Colegii mei au de completat doar un grup, un formular de înregistrare a grupului țintă, așa cum se întâmplă pentru toate proiectele pe care le-am derulat până acum, o declarație de confidențialitate în privința prelucrării datelor cu caracter personal și la sfârșitul anului școlar, respectiv în iunie 2015, aceștia vor întocmi un raport minimal privind modul în care au folosit acești bani pentru a se perfecționa. Cadrele didactice buzoiene vor încasa banii în această săptămână. Sumele provin dintr-un proiect cu fonduri europene de 50 de milioane de euro câștigat de Ministerul Educației pentru dezvoltarea profesională și personală a dascălilor.